În duminica după botezul Domnului, așezământul monahal românesc din Budapesta, închinat Sfântului proroc Ioan Botezătorul, și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată cu acest prilej de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și preasfințitul părinte episcop Siluan, ierarhul locului. Cuvântul de învățătură a fost ținut de preasfințitul părinte episcop Nicodim. La deschiderea acestei sfânt așezământ a fost rânduit ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie aici ocrotitor. Orice biserică, orice mănăstire, în momentul construirii, primește de la chiriac un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, adică un ocrotitor. La bisericile de parohie, acesta este hramul. Unele biserici de parohie, unele mănăstiri, au fost rânduite sub purtarea de grijă a Maicii Domnului. Altele sub purtarea de grijă a unor sfinți mari cunoscuți. Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai mari sfinți. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Sfântul Nicodim de la Tismana, al episcopiei Severinului și Strehaiei, iar la eveniment au participat mulți credincioși și diferite oficialități. Astăzi, aici la Budapesta, am avut o zi de mare sărbătoare, prilejuită de hramul așezământului monahal românesc, care, iată, cu ajutorul bunului Dumnezeu, nu peste multe zile, în data de 15 ianuarie, împlinește 6 ani de la înființare. A fost o sărbătoare binecuvântată, cu aspeți dragi, din Episcopia Severinului și Strehaiei. Ne bucurăm și mulțumim bunului Dumnezeu pentru această sărbătoare deosebită și, de asemenea, urăm atât Părintelui David, cât și maicilor de la acest așezământ monahal românesc mulți ani înainte, de acum încolo, pentru a putea să slujească atât pe bunul Dumnezeu, cât și sufletele românilor credincioși de aici, din Budapesta, împreună și cu parohia românească și împreună cu această episcopie, care considerăm că își face pe deplin datoria în misiunea pe care bunul Dumnezeu și Sfântul Sinod a încredințat-o aici, dincolo de fruntarile țări. Ne-am reunit astăzi la un eveniment important pentru noi, deoarece în această parohie, care are o lungă tradiție și care este găzduită de Curțile Gojdu, a fost înființat în urmă cu câțiva ani acest așezământ monahal care poartă numele Sfântului Ioan. Este bine să plecăm la drum într-un nou an cu un eveniment care ne umple atât de bucurie cât și de speranță pentru ceea ce viitorul va oferi comunității românești din Budapesta. Considerăm că și în afara granițelor țării este foarte important să ne știm rădăcinile, să ne cunoaștem cultura și tradițiile și, după cum s-a observat și astăzi, sunt foarte mulți copii în biserica noastră. Asta înseamnă că această comunitate are viitor. Este zi de mare bucurie pentru membrii așezământului monahal românesc din Budapesta. Mulțumim purtării de grijă a preasfințitului părintelui nostru. Mulțumim de asemenea și pentru osteneala deosebită a ierarhilor, a cântăreților și a credincioșilor. Și acest ajutor este neprețuit pentru păstrarea fierbinte în suflete a credinței strămoșești și a identității noastre românești aici. Ne bucurăm foarte mult de această frumoasă sărbătoare pe care am trăit-o la Budapesta și ne bucurăm în primul rând pentru că acest minunat cor și prezența preasfințitului părinte Nicodim și a preasfințitului părinte Siluan între noi a adus mare bucurie comunității românești din Budapesta, care au așteptat și așteaptă aceste evenimente cu multă bucurie și multă emoție. La finalul slujbei, grupul vocal folcloric Izvorașul al Episcopiei Severinului și Strehaiei a susținut un concert de cântece populare românești din zona Olteniei.